Așadar, Miruna, citește-ne problema. La aniversare, drăguț este întrebat de invitații săi câți ani împlinește. Deci câți ani are drăguț? Știm. Ce spune ea? Am un număr de ani care se împarte exact și la 2 și la 3. Da. Deci are un număr de ani care se împarte exact la 2 și la 3. Doar nu ai 18 ani, spune Ana, și nici Anca, și nici 6, adaugă Adrian. Între 6 și 18. El are un număr de ani cuprins între 6 și 18. Da? Deci, asta înțelegem noi. Ei, ce număr între 6 și 18? Nici 6, nici 18, care se împarte exact la 2 și la 3. Nu, împărțit la 2, 4, împărțit la 3 nu iese. Nu merge. 8 nu-i mic. 10 împărțit la 2, 5, 10 împărțit la 3, 10 împărțit la 3, nu? Nu. 11... L-am găsit. Cine? 12. 12 se împarte și la 2 și la 3. Deci 12. Tu ai dat perea mare. Foarte frumos ai gândit. Ai zis, fiindcă se împarte la 2, trebuie să mă gândesc la 8, la 10. Și urma 12. Păi 11 nici nu trebuia să-l întreb. 11 ce fel de număr este? O să-mi vrea spune. Numere prime. Că nu au. Nu se împarte la nimic. 11 nu are niciun divizor. Nu se împarte la nimeni. Nici la 2, nici la 3, nici 7 nu se împarte. Sunt o serie de lume, deci este ca nu aud. Nu se împarte la niciun alt număr. Și atunci tu te gândi foarte bine la 2, de aia 8, 10, 12, se împarte și la 3. Așa zicem. Deci, răspunsul corect, răspunsul este Dănuț, Dănuț are 12 ani, fiindcă 12 se împarte la 2 și fac 6 și 12 se împarte și la 3, da? Și face 4. Face 4. Excelent. Foarte frumoasă problemă. Altă întrebare. Problema 2. Doi. Alexandru cel Bun se apropie de un îmbrăcat simplu, un strai moldovenești și îi spuse: am auzit că ești înțelept. Îți voi pune câteva întrebări și dacă răspund și stil, pentru fiecare răspuns, îi primi 2 galbeni. După ce omul răspunde la toate întrebările puse, Alexandru cel Bun încheie. Ai răspuns cinstit la toate întrebările cu număr de 8. Trebuie să dau 16 galbeni, nu-i așa? Nu, răspunse omul. 18 galbeni. Domnitorul zâmbește și dă 18 galbeni. De ce 18 și nu 16 galbeni? Deci aici răspunsul, fiindcă mai de la final, este trebuie să dau 16 galbeni, nu-i așa? Și tot era o întrebare. Păi da, iată să mă citești mai atent. Iarăși eu am înțeles puțin. Alexandru cel Bun se apropie de omul îmbrăcat simplu în straie moldovenești și îi spuse: am auzit că ești înțelept. Îți voi pune câteva întrebări și dacă nu spun cinstit, pentru fiecare răspuns îi primi 2 galbeni. După ce omul răspunde la întrebările puse, Alexandru cel Bun încheie. Ai răspuns cinstit la toate întrebările în număr de 8. Trebuie să dau 16 galbeni, nu-i așa? Nu, răspunse omul. 18 galbeni. Domnitorul zâmbește și îi dă 18 galbeni. De ce 18 și nu 16 galbeni? Foarte frumoasă.
face 8. Cu 8 ori îmi fac 16, nu? 8 întrebări au pus. Deci de 18. Propoziția trebuie să-ți dau 16 galbeni, nu-i așa? Este tot o întrebare. Asta-i. Este tot o întrebare. Și el spune, trebuie să-mi dai 18, pentru că și la această întrebare, el îi răspunde corect. Mai încă o întrebare a venit acum, peste cele 8, mi-a pus o întrebare. Întrebarea, nu-i așa? Și el răspunde, nu, pentru că eu ți-am răspuns și la asta. Deci câte sunt de toate? 9 întrebări. Că ziceți, voi spune câte o întrebare și dacă răspuns corect la fiecare, eu îți voi da câte detalii. Și cum îl întreabă și pe a 8 întrebare, nu-i așa? Atunci trebuie să fie numai 2-18. Asta a fost întrebarea. Deci s-a ascuns în interiorul poveștii numărul de întrebări. Numărul de întrebări fiind cele 8 pe care le-a enunțat și că urmă ultima întrebare, a noua, la care ea trebuia să răspundă părinții. Și l-am spus, încă una mi-ai pus, trebuie să dai 18 carte. Da? Deci răspunsul la problema asta ce spune? Nu să scrie toată povestea asta acum, ci spunem așa, 8 întrebări. Da? A câte 2 date? Plus egal 16, plus 2 galbeni pentru ultima întrebare. Da? Pentru ultima întrebare. Și atunci numărul total, 16 plus 2 egal cu 18 galbeni. Deci răspuns corect a omului isteț, răspuns corect este asta, 18 care. Problema numărul 3. Câte triunghiuri sunt în figura de mai jos? Wow! O pisicuță. O să aveți ceva de desenat? O să am ceva de desenat și un prea target. Ia să te vedem așa. Deci, se face un cap cu pisicuții. Ochii, îi fac și eu cu verde, dar aici se fac și urechile și iar cu urechile, pisicuții. Ochii aici, să-i vedem cu altul culoare, se face și altul de nou. Dar îi facem repede. Și despre-ți mânzor, da? Bun. Și acum să facem trunchiul pisicuții. Uite așa. Și aici sunt tăpuțele. Și aici codița. Codița pisicuții. Școlița stă sus. Și codița stă așa, un pic. Întoarsă așa codița pisicii. Întrebarea este câte triunghiuri sunt în figura asta. Sunt greu de numărat. Sunt greu? Da. Dar triunghi ce înseamnă? Trăgeapăre așa, da? Da. Asta înseamnă triunghi. Hai să începem de la cap. Rechiușele, două triunghiuri. Două triunghiuri. Capul, un triunghi. Da. Deci până acum trei triunghiuri. Da. Ochii, un triunghi.
adică două triunghiuri și patru triunghiuri. Eu zic că sunt chiar șase. Da. Știi de ce? Da. Sunt două la stat, dar și la mare. Da, exact la mă referam. Da? Trei și cu trei șase. Ați putea să scrieți 2 plus... 2 plus... 2 plus 1 plus 6. 2 plus 1, capul, plus 6, așa, plus... 1, gurița aceea. Asta vezi, da? Da. Gurița, 1. Trunchiul. Trunchiul, așa. Plus, da. Lăbuțele 2. Lăbuțele 2. Plus 1. Plus 1, cine e? Partea cea mai mare a guriței. Asta lungă, da? Da, plus 1. Plus 1. Plus vârful ăsta cu el, da, plus 1 de aici. Apoi. Plus încă 1. Plus încă 1, așa. Sau așa. Luăm pe ăsta mare, trei. Hai să luăm pe ăsta mare, da? Plus 1, așa, dintr-un mare. Da. Bun. Plus 1. Acum, plus 1. Plus 1 de acolo. Așa, ăsta. De și acela de-a... Și acela de-a... Și acela de-a... Și că două. Adică, adică triunghiul mai mare și mai este un triunghi. Și mai este triunghiul ăsta, da? Așa, și cu ăsta de-a... Păi ăsta e eu. Te rog. Vino. Acesta este un triunghi. Da, ajunge și la ăla. Și la acesta. Da, de acord. Dar trebuie să terminăm cu părița pe partea asta. Aha. Deci terminăm asta. Deci asta toată una. Da. Asta încă una aici. Apoi, unu, asta așa. Am pus trei de unu. Apoi, ai zis tu, unu micuț aici, plus unu. Și unu așa. Plus unu, da. Și, în sfârșit, ăsta micuțul, unu, da? Da. Plus unu. În total, ia să vedem câte câte sunt acolo. Hai să ne numărăm. E capul. Aici nu prea putem să vă schimbe tot dacă auzi. Nu, nu, nu. 3 cu 6, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 19 triunghiuri. Dacă n-am mai scăpat vreunul. Dacă n-am mai scăpat. Hai să mai ne luăm o dată. Deci, ai zis așa, două la urechi, da, unul capul mare, câte trei aici, șase, aici, șase, da, plus gurița, șapte, adică plus unul ăsta, plus unul aici, trunchiul, plus astea două lăbuțele, plus trunchiul mare, acolo, plus triunghiul ăsta micuț, 1. Apoi, triunghiul ăsta mare, 1. Triunghiul ăsta altul mai mare, încă 1. Ăsta de aici, încă 1. Da, mi-a scăpat unul, îți chiar așa. L-am pus pe ăla. L-am pus pe ăsta așa mare. Cum referă? Așa, așa, așa. L-am pus, l-am pus. La ce l-am pus? Asta așa. Triunghiul ăsta. Și pe urmă triunghiul ăsta micuț. Apoi triunghiul ăsta de aici și ăsta mare. Cred că sunt 20. 20 de triunghiuri. Încă unul mai trebuia. Așa, am scăpat mai unul. Egal cu 20 de triunghiuri. Și acum trebuie de probleme de lumea, dar să mai vorbim. Acum, propun și eu niște probleme. Mai vrei tu din gazetă sau să propun și eu? Mai vreau pe aceasta. Marion nu știe care este numărul din interiorul cercului alăturat. Îl ajustu de chiar... Da. Te-ai uitat la el sau vrei acum să-l facem? Eu îți propun să-l faci acasă. Deci și așa niște probleme interesante care le propun eu pe loc acum. Da? Pentru că vreau să mergem să mai facem și niște probleme de astea de... Ne plac nou foarte tare. Așadar. Metoda din aia.
false ipoteze. Deci, să spunem că într-un cartier s-au construit vile, da? Vile, cu 7 camere și cu 4 camere. Deci 13 vile, 13 vile cu 7 camere și cu, cât am mai spus, 4 camere. Numărul total de camere, eu îți dau numărul total de camere, este 61. Este egal cu 61. Câte camere sunt, câte vile sunt cu 7 și câte sunt cu 4? Repet problema. Deci, într-un cartier sunt 13 vile, care au, unele au 7 camere, altele au 4 camere. Numărul de camere pe care le dau eu este, dacă îl văd pe toate camerele tuturor vilor, este 61. Întrebare. Câte sunt cu 7 și câte sunt cu 4? Câte sunt cu 7, câte sunt cu 4? Oi fi dat eu numărul de camere 61 corect? Adică rămâi moarte, nu așa pot. Întrebarea este, care e numărul maxim de camere posibile? Și care e numărul de camere? Eu trebuie să mă gândesc cu numărul de camere cuprins între 5. Care ar fi numărul minim de camere? Numărul minim de camere ar fi... Dacă toate ar fi cu 4 camere... Ar fi 52. Exact! Deci numărul minim de camere egal cu 13 ori 4 și dau cu 52. Iar numărul maxim de camere așa, egal cu 7 ori 13, zici bine. Dacă toate ar fi cu 7, 7 ori 13 și face 1 și 2, 7 ori 1, 7 și cu 2, 9, 91. Deci eu trebuie să mă încadrez cu numărul de camere pe care îl dau între 91 și 52. Am dat bine ca număr? 61 se încadrează? Da. Se încadrează. Acum să vedem dacă problema are soluții. De aceea am să fac 13 vile. Am niște cerculeți. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, mai până în partea asta. 12, 13. Deci 13 vile care sunt ca cerculeți. Cerculeți făcute, da? Și să pun acum 61 e mai aproape de 52 sau de 91? De 52. Atunci pun câte peste tot câte 4 minuțe. Pun 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4. Și am consumat câte camere? Punând câte 4 sau 4. 61 minus 52 este egal cu 9. Deci 61, câte am dat o problemă? 61 minus 52, 9. Și ăsta 9 în plus provin de unde? De la tine? Și 3, 3, 3. Asta e! Deci pun 3, 3, 3,
Acum cuvântul 3, 7. Iar aici e încă 7. Iar 7. Și iată că sunt câte vile cu 7 capete? 3. Și 10 sunt cu 4. Deci răspuns corect, la întrebarea asta, răspunsul corect, asta înseamnă 3 vile cu 7 camere, iar 10 vile cu câte? Cu 4 camere. Cum te-am dat-o perfect? De-o rămas 9, de-o am putut împărți la 3. Crezi că dacă dădeam 8, dacă dădeam în loc de 61, 60 de camere, ar fi fost problema corectă? Nu. De ce? Pentru că ar fi rămas 8 camere și nu am fi putut împărți la 3. Asta e. Deci eu m-am gândit bine la asta. Dar dacă aș fi dat 59? Dar 59? Nu. Așa, nu se poate împărți la 3. Nici așa n-ar fi fost bine. Abia 50 și cât ar fi fost bine? 2. 52, eu sigur. Apoi? 55. 5? Eu 3, sigur că da. Te urmă încă 3. 58. 58? 61. Păi ați văzut? Am gândit bine. Apoi ce nu ar fi bun? 64. 67. 70. Excelent, excelent. Dă tu un număr acum. Cuprins între 52 și 98. 73. 73, sigur că da, foarte bine. Deci tu ai propus acum problema. Într-o carte sunt 13 vile, cu 7 și cu 4. Și există 73, numărul de camere, numărul total de camere, egal cu 73. Da? 73. Și acum, rezolvare. Eu sunt cel care rezolva. Tu ai propus-o, eu trebuie să rezolv. Rezolvare. Stau și mă gândesc, mai pot să fac o problemă? Cum ai gândit tu? A, dacă le pun câte 4, cum sunt 52. De aceea, am să scad din 73 pe 52. Să văd cât face ca rezultat. Egal cu 21, nu? E bine? Urmărește-mă să nu greșesc. 21. Aceste 21 sunt în plus, provin de unde? Provin de la vilele cu 7. Atunci, pe cele cu 4, le voi transforma în vile de 7, mai adăugând la fiecare câte 3. Așadar, voi distribui 3, 3, 3. Iar să văd dacă se împarte 21, am emoție. 21 se împarte la 3? Da, e 7. 7. Adică voi completa câte vile foste de 4? 7. 7. 1, 2, 3, iar 3. 3, 6, 7. Atât. De 7 vile. De câte? 7. Și 6 rămân. Răspuns corect. La problema formulată de tine. Răspuns corect. 7 vile cu 7 camere. Și 6 vile cu cât? Cu? Cu 4 camere. Ia să facem prova. Oare merge? Pe rezultat? 7 ori 7, da? Deci 7 ori 7 ori 7 egal cu cât? 49. 49. Și 6 ori 4? 24. 6 ori 4 egal cu 24. Totalul? Da, este 73. 73. Excelent. Mai pot să mai dai un, tot aici, un alt număr. Optzeci și cinci.
85. Foarte tare, Denis. Practic, ai știut la 70 și ai pus 15, nu? Sau invers, ai scăzut din 91. Nu. Pur și simplu m-am gândit la numărul acesta. A, de la întâmplare? Da. Nu pot să cred. Cu la întâmplare știi că nu merge. Că după ce faci în scădere, trebuie să bat exact la 3. Dar am făcut din 3 în 3. Din 3 în 3? Eu m-aș fi dus la 70 din 3 în 3. Și mai puneam cu 70, încă 5 ori 3 în 15 și 85 este un număr deștept. Da? Și la 70 am făcut problema. Doar mai puneam în 15, mă gândeam așa să fi făcut, sau invers. Din 91 scazi un 6, pe 91 numărul maxim. Scazi un 6, și face 85. Deci de la vârf poți să mergi înapoi. Pentru data viitoare vei propune tu o problemă de genul acestea. Să mă pui în încurcătură. Cu număr de chile câte vrei tu. Cu număr de camere și din partea asta și din partea cealaltă. Cu 11 cu copii, da? Cu 11 camere. Și cu 5 camere. Da? 11 și cu 5. Și tu mă spui, numărul total de camere se plasezi între și între. Știi cum am început aici răspunsul? Și te duci la școală și îi faci colegilor tăi probleme de acestea. Te-ai nebunit. Eu nu știu să le fac. Asta-i secretul tău. Da? E secretul tău. Este metoda falsă, ipoteze. Pe bac ar fi numai de 5, numai de 11, numărul total și știi să te plasezi ca atunci la scădere să-ți dea un număr care se parte exact la diferența între 11 și 5, când este 11 și 5, 6. Din 6 în 6 trebuie să-i dai. Știi? Ca să-ți adaugi? 6. Da? Asta e șmecheria. Așa cum a fost în 7 și 4, a fost diferența de 3, și ai avut din 3 în 3, așa e aici, diferența de 6 în 6. Tare. Foarte tare. Foarte tare. De ce? De ce te duci cu chestii? Nu știu, copii. Așa ceva nu știu. Cât o să-i încurce. O să-i încurce foarte tare. Eu o să dea numele de camere la întâmplare și nu merge problema la întâmplare. Ea are ca secret din 6 în 6. De la numărul minim de camere, din 6 în 6, cum a fost mai din 3 în 3. Ai prins partea, nu? Foarte tare. Și vreau să vin cu data viitoare cu probleme pe care le dictez mie. Vă dau număr divin cu componentă, cu atâtea camere și cu atâtea camere și numărul total de camere este atât. Vă rog să-mi spuneți cât este. Și vreau să mă concentrez să trezor probleme. Deci arată că te vii propunătoare și probleme. Asta e foarte tare. Așa cum sunt aici problemele de cele compuse, de altfel că și noi putem să devenim propunători de probleme. Acum să vă să mai povestesc cu altă problemă. Am flori, am un buchet mare de flori. Și, deci am un buchet mare de flori și un număr de vase. Vase, vase în care se pun flori. Dacă le punem în ce trebuie, deci când le punem câte trei în vase, puse trei, așa, nu știu câte vase sunt. Dar când le pun câte trei, câte trei rămân? Rămân 10 flori. Deci rămân 10 flori, că nu mai am vase. De ce n-am înțeles ce fel de flori sunt? N-are importanță. Caroafe. Da? Deci, dacă le punem câte 3 caroafe în vasă, rămân 10 care plâng. Dacă le punem câte 5, dacă punem câte 5, rămân
Câte vase și câte fără avem? Deci când ne punem câte trei, 10 flori rămân și plânge. Deci dacă aș vrea și eu, am vrea și noi să... Și pentru noi să se găsească vase. Atunci ia hotărârea să pun câte 5. Până câte 5, rămân 2 vaze libere. Câte vaze și câte flori sunt. Tot în parcă rămâne, eu mă gândesc la tenința asta. Câte 3. Deci facem vasele. 3 ori 10. Nu, facem vasele. Dar nu știu câte să fac. Puncte. Și ultimele vase, am să fac 3 la sfârșit. În care pun, câte am spus că pun? Câte 3, nu? A început câte 3. 3 aici. Și așa mai departe, 3. Și când am pus câte 3, rămân câte am zis, 10 flori aici. 10 au rămas nepuse, n-am în ce să le pun. Sunt triste, cele 10. Că ar fi vrut și ele să fie în prinse într-o vază. Și atunci, hotărâți să mai pun încă 2. Încă 2. Fascular să pun. Încă 2 aici. 2. Și așa mai departe. 2. Dar astea acum în ultima variantă, nu mai au nimic. Zboară. Deci, în ultima variantă de distribuție, aici nimic. Deci sunt goale. Și astea 3 au dispărut. Că am pus că ne-au repartizat în față aici. Câte vaze și câte flori am în momentul ăsta. Am posibilitatea să aflu câte vaze și câte flori sunt. Următoarea. Are 3,
are trei, așa, trei are, avea de medici și-o mai venit două. Are trei și-o mai venit două. Câte am umplut, câte am completat cu cinci? 2, 4, 5, 6. Mai trebuie să încă 2, da? Până aici. Deci, are 3 și mai vin 2. Are 3 și mai vin 2. Sunt tot cu câte 5 acum? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sunt, da? Da. Sunt câte 5 în total? 3 cu 2, 3 cu 2, câte 5 în total? Întrebarea este câte vaze și câte flori sunt? Vaze... Și unul cu două vaze. Așa. 10 vaze. 10 vaze, foarte tare. 10 vaze și... Și 5 ori 8, 40 de flori. Foarte frumos. Deci răspuns corect. Răspuns corect. 10, 8 de anjama. 8 aici. Și 2 oale. Deci 10 vaze. Care înseamnă 8 plus 2 oale. Așa. Și 5 ori 8. 5 ori 8. Ori 8 egal 40 flori. Foarte frumoasă problemă. Ți-a plăcut? Da. Unde a fost becheria? Hai să vedem unde a fost becheria. A fost becheria la cele două. Dacă au rămas astea două goale, înseamnă că florile de aici s-au atașat de cele care plângeau. Era 3 și 3, deci 6 și cu 10 care plângeau, au fost 16. Și le punem câte două, câte două, completăm practic câte vaze? 8 vaze, cu câte 5, nu? Și gata problema, gata problema. Deci problema a fost foarte interesantă, că le-am pus și pe la 10, și pe la 10, care erau rămăsese și plângeau, și pe care l-am pus. Pe alea 6. Deci, întrebarea. A fost corect dacă spuneam că nu e o singură vază? Goală? De ce? 10 flori și cu 3. 13. Și nu se împarte exact la... Nu se împarte exact la 2. La 2. Vedeți că noi punem și 2 câte da, trebuie să împărțim în jumătate de floare. Da, nu, ar fi, nu puteam să facem asta. Deci trebuie să fie un număr tare când le adunăm. Da? Foarte tare problema. Foarte tare. Deci, când am compus problema, eu am avut grijă, în timpul în care eu gândeam problema, când am dat 10 flori și aici am zis, rămân goale, aici am zis, băi, rămân goale, cât să dau una? Sau trei goale? Băi, bine, că de atât de una, erau 3 flori lângă 10, 13, nu se împărțeam în două. Dacă dădeam 3 goale, lăsam 3 goale, 3 ori 3, 9, și cu 10, 19 și nu era bine. Și atunci trebuia să dau fie 2 vaze, fie 4 vaze goale. Da? Asta poate să fie. Dar dacă dădeam 9 flori, rămâne libere. Atunci, câte vaze goale puteam să dau? Deci la 9. Puteam să dau o singură vază? Că rămâne liberă? Că 9 și cu 3, care s-a adăugat, s-a atașat, cât face 9 și cu 3? Și împarte la 2. Deci merge problema foarte bine. Dar dacă dădeam cu 9 și cu 2 vaze,
9 flori care au rămas din rămân două groaze goale, mai merge problema? Nu. Nu merge. Cu 6 și cu 9 fac 15. Vezi? Foarte interesant. Deci mecanismul ăsta de compunere a problemelor nu e o treabă ușoară. Da? Nu e o treabă ușoară. Deci propunătorii, cei care compun probleme, trebuie să știe răspunsul. Să gândească foarte... Nu, nu, trebuie să gândească bine problema. Dar și să știe răspunsul, dar se face. Da, dar să știi că dau așa fel problemele încât se poate fi rezolvate. Că dacă le formulează răspunsul, nu poate ele cum sau cel care își poate și pune problema să rezolve, nu mai poate să rezolve. Așadar, mai facem cu una de asta, că ți-a plăcut foarte tare. Da? Deci, fii atentă, punem câte în vază, câte 7. Nu, mai întâi câte 3. Deci punem câte 3, câte 3, câte 3. 3, 3, 3, 3. 3, 3, 3, 3, 3. Așa. Și rămân aici și plâng un număr de, de tot număr de flori. Care nu sunt puse, sunt triste. Dacă pun câte 7, deci mai pun încă 4. Da, dacă pun încă câte 4, rămân două vaze libere. Deci, ăsta are, ăsta au, și pun câte 4, câte 7, mai adaug 4, rămân două vaze libere. Întrebarea este câte vase și câte flori am. Câte vase și câte flori am. Cele 8 flori. Cele 8 flori rămân fără vază. Și când le punem, de completăm câte 4, câte vase completăm? Când punem câte 4, mai adăugăm 4. La cele... Câte? În câte vase vom pune pe cele 8 flori? Doi. Două vase. Doar două vase. Și le-am terminat cu astea. Le-am terminat.